Dezbaterea a avut loc în sala mare a Palatului Administrativ. Deși au fost invitați toți cei 102 primari din județ, mai puțin de jumătate au venit la discuții. Dorin Florea vrea neapărat capitala unei viitoare regiuni centru la Târgu Mureș. Pentru asta este necesar ca deciziile care ne privesc să se ia aici și nu la București. Eu, ca să pun două posturi în Târgu Mureș, am nevoie de fixul ministru. Dacă vi se pare normal, spuneți că aia e administrația lor și a noastră este politică. Deci, rugăminte, fiți insistenți oriunde vis-a-vis de, vorbesc de politic, vorbesc de ce doriți dumneavoastră în a aduce decizia fără rezerve, fără rezerve. Când vorbim de regionalizare, vorbim întâi de patrimoniu, de descentralizarea deciziilor și de alocarea de fonduri pentru proiectele noastre. Ne privește în egală măsură să definim ceea ce... Vă dau un exemplu. Mulți ați venit până și ați văzut zona metropolitană. Ați văzut? Scrie și numește și maghiară. Dar nu scrie de desubt un lucru care am cerut să-l scrie acum colegii mei. În care nu s-a întâmplat nimic. Șemit. Păi nu s-a întâmplat nimic. Dar am definit-o, ne-am împăunat. Ne-am împăunat să conducem zona metropolitană, dar nu s-a întâmplat nimic. Centuri nu, apă nu, gunoi nu. Primarii susțin descentralizarea. Aceasta va duce la dezvoltarea regiunii, iar banii investiți vor fi mai mulți. Eu cred că este cea mai înțeleaptă măsură care se poate lua de actual de. Aici, nu numai pentru treaba asta, dar trebuie să ne rând de rând, trebuie să ne referim și la compoziția a zonei respective. Dorin Florea a subliniat cât de important este ca Târgu Mureșul să devină capitala unei viitoare regiuni centru. Mureșul nu va fi, vă dau un scris că ne asumăm cu toții responsabilitatea de a defini ca oraș pe rang 2.